Și vă genuist. Bună seara, prieteni! Hello, zdravstvuite! Privet! Good evening, morning! Indiferent în ce fel de colț al lumii vă aflați. Dați să înțeleg dacă voi mă auziți, dacă voi mă vedeți și dacă tot la noi merge tot ok. Spuneți-mi cu plusuri inimioare și îmbrățișări dacă ziua de marți la voi se termină așa de ghinică și la mine. Așa, deci, lume, cine este alături de noi, dați să vedem. Noi azi discutăm despre aplicații, am zis că un subiect, noi de obicei am avut chiar și o zi de training pe tema asta, despre tips and tricks în contextul de stories-uri, dar azi iau câteva aplicații de top care mi-au plăcut mie și care aș vrea să fac share cu voi. Dacă sunteți cu voi, dacă sunteți aici conectați, haideți să văd dacă voi mă auziți. Te auzim și te vedem, așa, Grigori, Alina, vă salut, blog about SMM, noroc, Andrei, Zahar, Andrei, pa. Tu puteți transmite salutări cu ziua de naștere și ia tot zăcitaiu, za nebălșii denghi, всеволь și tata și Igine. Prieteni, mie spune Dumitru din Almazan, cei care nu mă urmăresc de mult sau cei care întâmplător au văzut undeva un stories pe care voi bănuiesc că ați făcut niște screen-uri și l-ați postat în Instagram-ul vostru, tăguind almazan.md. Respectiv, vreau să vă pun la dispoziție vreo câteva aplicații. O să fie just my share. Adică dacă cineva se interesează, ori este curios, ori i-ar fi relevant să înțeleagă dacă ce aplicații, spre exemplu, eu mă folosesc. Astăzi vă povestesc 2, 3, 4, 5 aplicații de care zilnic mă folosesc, vreo 2, 3 care îmi plac, dar n-am când sau n-am bani, vreo 2, 3 care sunt interesante, dar vabși eu nu mă folosesc. Per general, spuneți-mi și voi per situații când o să vă pun întrebarea, dacă voi vă folosiți sau nu, sau poate aveți o alternativă destul de destoinică pentru comunicarea dată. Respectiv, ziceam, prima aplicație care eu mă folosesc, asta este designerul ASAP Digital Team, Caterina, om de aur și om fără de preț, care, spre exemplu, toate prezentările și designurile care sunt necesare pentru mine, le face ea, da? Spre exemplu, e ca așa, material face Katia, nu fac eu, care presupune că noi discutăm despre top aplicații pentru Instagram și cum să le setezi. De ce sunt anumite sarcini și vreau să fac o, așa, un intro, că în dependență de anumite sarcini pe care voi vreți să le rezolvați, vor fi trei dimensiuni. Prima, va trebui și este posibil de folosit aplicații free trial, care sunt gratuite și ninada pareță, da? Spre exemplu, cum la mine acum este o aplicație care face streaming profesional în Full HD și voi vedeți că ea se cheamă Lola. Și eu nu necesit până când să cumpăr, care costă $25, spre exemplu, ca eu să o cumpăr. Fix așa sunt zeci de aplicații în contextul ăsta. Este al doilea element care ține de aplicații cu plată, care va fi necesar să investim. Și al treilea element, câteodată, va fi nevoie să luăm specialiști. Adică dacă vorbim de videomontaj astăzi, videomaker, care o să ne facă nouă parte de montaj la nivel de video production, sau dacă noi vorbim de foto, asta este designerul. Dacă voi sunteți și să aveți întrebări, scrieți-o câteodată că așa strag cu ochiul și o să vă le văd. De aceea, primul sfat care vă l-am dat este unul, dacă aveți o sarcină complicată și necesită o exprimare și voi nu aveți timp, nu aveți experiență, folosiți un designer. Dacă vorbim de aplicații, haideți să încep de la cele mai două populare care eu le folosesc și poate voi le știți. Puneți plus dacă ați auzit de aplicația plus sau minus, ca să ne dăm seama, dar vă rog, noi n-o să avem life-ul lung, da? Concentrați-vă vreun pol ceasic în care noi să șăruim și de ce o să fiu mega recunoscător dacă o să dați plus, minus, măcar că eu să înțeleg că voi sunteți de contact cu mine. Respectiv, prima aplicație video, ați auzit sau nu, folosit sau nu, Videolip. Videolip arată cam așa ceva. Pe mijloc, prima aplicație, vedeți aici, Videolip. Deci,
aplicația Videolip. Este despre montajul video și o să o combin cu o altă aplicație, dar întâi vreau să văd dacă voi ați auzit de prima aplicație pentru montajul video. Ana Popovici Minus, cine mai este aici cu Minus Plus? Ați auzit, ați lucrat, n-ați lucrat, blog este, o lucrat, Holf o lucrat, Olesia o lucrat, ok, bun. 3-4 oameni au lucrat, 2-3 nu au lucrat, nu au auzit. Respectiv, eu folosesc această aplicație în combinație cu a doua aplicație, care bănuiesc că ați auzit-o mai des, ce ține de videomontaj. Asta este, InShot, da? Aplicație care are ca scop să ajute oamenii să monteze cât mai mult foto, video, colaj și restul. Eu vorbesc cam mai de elementul video. Dacă noi vorbim de montaj, atunci InShot-ul cam așa arată și bănuiesc voi ați auzit de el. Aceste două aplicații eu le folosesc pentru montaj. Dacă sincer, mie Videolip îmi place mai mult. El e cu plată și el are o capacitate de montaj mult, mult mai detaliată. Foarte multe lucruri pe care eu le-am făcut în stories montaj, 99% eu le-am montat cu Videolip. Chiar și cursul Instagram, cu toate trecerile, clap, chic, pac, soare, ninge, plouă, sunt făcute cu ajutorul Videolipului. El permite, știți ce n-are InShot-ul, coloana asta de imagine, poți mult mai detaliat să lucrezi cu ea. Deci, două aplicații pentru video, InShot și Videolip. O aplicație pentru contentul video, dar vă recomand, uitați-vă, rețele de socializare sunt social networks, da? Rețele de socializare, Instagram, Facebook, adnaclasnici, nu contează. Respectiv, când vorbim de conexiunea de rețele sociale, noi luăm în vedere câteva elemente. Primul element este că noi trebuie să creăm diferit content, ca tip de content și ca format de content. Deci vă sfătuiesc să încercați să testați nu doar formatul foto-video, dar, spre exemplu, este formatul colaj. Colaj din care se poate de făcut așa tip ca stop motion. Este aplicația Stop Motion, o vedeți aici în stânga, apropo, este o parte din aplicație pe video care eu le folosesc, albastră, iată-o, Stop Motion. Este aplicația care ne permite să facem din mai multe poze video întreg. O să vreau să reacționați cu un agoni sau cu un thumbs up dacă vă place ideea sau nu și dacă ați văzut elementul de... Știți când chipsurile intră în cutie sau macaroanele intră în cutie sau șireturile singure sunt calți papuc și vine și sunt calți papuc. Noi când am făcut inclusiv la curs, eu am făcut un video, o să vă arăt și vouă, ține de anume aplicația asta Stop Motion, am arătat cum să ajungi la cursul nostru și am făcut 233 de poze. Deci, ia ca spotul ăsta publicitar, este creat din 233 de poze. Cam așa arată. Ia ca așa, eu m-am pornit, am mers pe Ștefan, asta era la summit. Mergi pe Ștefan, te ridici la deal Ptighina, o iei la dreapta, la stânga, înainte, la dreapta, intri în summit events, primul etaj la dreapta, intri și ia că aici este clasa noastră. Respectiv, e un format care e destul de interesant sau diferit, dacă vreți, de ceea ce se primește în comunicare, respectiv pe parte de video, o a treia dimensiune în contextul de setare a formatului de content este stop motion sau din imagine. Este încă un format tare interesant, se cheamă stop, nu stop motion, dar... Blin, și eu îmi știesc mai din aplicația asta, că n-am folosit-o de mult. Nu, Cinemagraph. Cinemagraph este un alt format care recomand să îl testați. Sunt aplicații, spre exemplu, Cinemagraph Pro, sau sunt aplicații mai multe care fac anume tipul de format, se cheamă Cinemagraph-uri, respectiv voi creați conținut în formatul dat. Ce e cu el și ce poate să facă el ca idee? Spre exemplu, uitați-vă, eu am făcut așa clip în care la mine, de parcă ziarul arde, dar nu arde tot, da? Sau, spre exemplu, un alt clip care eu l-am făcut în Cinemagraph, este de ziua orașului anul trecut, că aici nu era calitativ făcut, mai din că aici. Nu, aici nu. Cum curge cafeaua?
Da, cum curge cafeaua, am făcut. Aici parcă nu cafeaua, dar nu știu ce. Aici montajul nu era terminat. Dacă vedeți, sunt o leacă de leguri, dar logica e una. Tu faci ce? Ai un video, spre exemplu, cum curge apa în cascadă. Da? Cum curge apa în cascadă, la tine este video și tu te îngheți pe tine, ori elementele care tu le vrei, și restul e video, numai obiectul care tu l-ai înghețat, acest microfon, tu ai luat și l-ai cu mască, l-ai acoperit, cu o periuță. El este ca poză. Și atunci tare fain efect, cum la mine cu ziarul, asta a fost unul din direcțiile astea. De aceea, dați-mi inimioare dacă sunteți de acord că cinematograful poate fi unul din tipurile de content cu care spați de comunicat și ați vrea să îl testați, pentru că noi mergem mai departe la elementul de stories. Pentru stories, știți, este o chestie legată de capacitatea de a vorbi în stories. Mulți nu fac video, mulți tem de live-uri, de video preînregistrate, sau de stories-uri, că nu știu ce să vorbească acolo. Sau nu prind contextul că, băi, dar dacă eu să uit fraza sau tu vrei să faci o invitație la tine la magazin. Am o soluție pentru voi. Este aplicația, ta-dam, 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 se cheamă aplicația Big V. Uitați-vă, Big V, în colțul drept, primul icon. Big V, aplicație tare faine pentru începători sau chiar nu numai pentru începători, oameni care vor să aibă prompter, știți, la televiziune de obicei este un prompter de pe care prezentatorul se uită în cameră, drept în cameră și citește. De ce? Pentru că dacă voi veți face video și o spuneți în fața voastră, spre exemplu, în fața monitorului, da, o spuneți un text și voi o să faceți video și atunci când voi o să faceți video, spre exemplu, la noi așa se primește. Așa, voi înregistrați video și vă uitați așa. Deci noi înregistrăm video și în sensul ăsta noi ne uităm undeva prin colțuri la ecran ca să vedem treaba asta. Respectiv, dacă noi să ne uităm la acest video, probabilitatea că oamenii văd, da, elementul că nu este focusul, nu este elementul de touch cu oamenii. Această problemă poate fi rezolvată cu Big V, prin simplu motiv că voi puteți să încărcați textul vostru. Eu am făcut asta din timp, voi pe urmă o să vă puteți face. Eu am luat My Project și am încărcat un text. Iată-l, My Project, scriptul, așa se cheamă el. Am încărcat un text prin care zic, prin prezent, avem onoarea să vă invităm la conferința anuală a antreprenorilor mici și mijlocii din 2011, da. Înseamnă că noi avem textul care vrem să-l spunem. Acum noi încărcăm scriptul nou și apăsăm pe butonul cameră. La noi se deschide un așa element prin care este textul sus, dar textul ăsta îl vedeți acum voi, pentru că voi vedeți amâia ecranul telefonului meu, dar când o să înregistrăm, nu o să înregistreze textul. Respectiv, eu nu o să mă uit la voi, da? Adică eu momentan nu o să mă uit așa în cadru ca să văd pe voi, dar o să mă uit așa ca să văd înregistrarea. Eu o să mă uit direct în text și o să citesc textul de pe ecran care îl vedeți și voi. Respectiv, uitați-vă unde îți duc ochii. Eu apăs 5, 4, 3, 2, 1. Prin prezent avem onoarea de vă invita la conferința anuală a micilor întreprinderi 2011, realizări și perspective care își va desfășura lucrările la 26 mai curent, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, Bulevardul Ștefan cel Mare 1, în cadrul forumului IMM-uri din 28-25 mai, organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Da, respectiv, dacă încă eu aș citi textul, aici la noi s-a salvat video-ul, uitați-vă video cum arată. Respectiv, fiți de acord, un pic ochii sfug, dar e mult mai bine decât eu citim de undeva de acolo. Cum vă pare vouă această aplicație? Dacă ea ar prinde vouă ca ajutor pentru lucru cu
videourile, like-uri și thumbs up-uri să văd chiar amu, pentru ca să ne dăm seama șo, păciom și în ce direcție noi mergem și dacă pentru voi este relevant ceea ce vă spun eu. Adică, cu alte cuvinte, dacă voi încă și să învățați textul, voi pur și simplu o să știți că trebuie să priviți în punctul înregistrării și pentru anumite înregistrări poate fi o soluție, atât vertical cât și orizontal el înregistrează. Văd că a fost relevant din 21 de oameni doar pentru Viorelia și Dina și Selfie as seen on me. Așa, Ana Popovici. Și boom, girls. Ok, mersi mult. Vreau să văd că mă auziți că nu întâmplător ați deschis stories-ul. Știți când pui stories-urile pe masă și speli vesela și acolo îl nimerești pe un live, tu ești cu mâinile ude și nu poți schimba. Next. Și poate ați nimerit vreo doi prin așa val. Respectiv, mergem mai departe. Dacă v-am spus două despre video, una despre partea asta, haideți să vă dau ce aplicații pentru stories mai folosesc eu. Nu știu dacă ați auzit. Dacă ați auzit, eu asta folosesc. Astea două. Aplicații pentru a face stories-urile mai interesante. Două aplicații, Mojo și InStories. Ele sunt încă mai multe. Eu ultima vreme m-am oprit la aceste două aplicații, Mojo și InStories, aplicații care îmi permit să fac tare multe lucruri interesante legate de, uitați-vă, montajurile este, toate ramele este, toate este, tare ce îmi place mie la Mojo, spre exemplu, este că Mojo are o galerie enormă la nivelul de formate cum să apară stories-ul, 1, în 2, 2 în 1 și inclusiv are muzică, tare mult după tare multe tipuri, plus are tare interesante elemente la nivel de text montaj. Spre exemplu, vrem să-i dăm un swipe up la această postare aici, așa, templates, deodată automat avem digital templates și ne dă nou. Vezi? Și hop, și eu aici sus scriu www.talmazan.md și asta o să-mi dăi tare multi engagement mai interesant, eu aș spune așa, în formatul ăsta. Deci, adică două aplicații pentru montaj, verificați App Store precis, verificați este și în Play Market, este InStories, vedeți? Și Mojo, dar o aplicație care eu, spre exemplu, știți, înainte noi când facem stories, nu se putea depus multe stories-uri. Acum se poate 4 stories-uri, adică până la un minut ții degetul pe stories și se încarce. Dar câteodată eu am stories-uri mai lungi, adică montez sau am stories-uri de 3 minute, de 1 minut și 40 secunde. Ce să fac atunci? Eu înainte folosam și pentru 15 secunde când făceam, dar acum eu folosesc și tai câte un minut, adică eu folosesc aplicația Cut Story. Cut Story eu o folosesc exclusiv pentru videourile lungi în care eu, spre exemplu, vreau să pun un video care are mai multe minute, spre exemplu, eu am ăsta cu mâncarea, l-am făcut în formatul ăsta, avea 4 minute și 11 secunde. Și eu nu îl tai câte 15 secunde, dar eu îl tai pe dânsul câte un minut, one minute. Plusul la Cut Story este că el poate să facă diferite. Și el îmi taie 5 părți câte un minut, astfel eu după asta încarc fiecare câte un minut și el în interiorul Instagramului îți taie câte 15 secunde. Înțelegeți? Ca să nu vă jucați cât 15 secunde fiecare să fie tăiat. De ce am elementul de aplicații cu stories-ul cam mai este? Vă mai dau încă una pe partea de stories. Cine face stories-uri? Cine se teme să facă stories-uri? Haideți așa. Cine se teme să facă stories-uri? Puneți-a mâia eu. Fraza eu. Cine, nu cum se teme? E disconfort, nu-i place, nu știe. Mai mult e nu decât e da. E că cine? Puteți să-mi puneți un eu în mesaj? Sau numai este? Sunt vreo doi. E tare fain că never, da? Maria, hai! Maria Muș face stories. Eu deja au făcut screen la life-ul meu și m-a tăguit și a făcut stories că se uită la top aplicații pentru Instagram. Dacă n-ați făcut-o, vă rog, faceți-o.
O să-mi răsplătiți atenția și o să fiu mega recunoscător, karma să vă se întoarcă. Unul din detaliile, vă spuneam, Big V este să ne ajute dacă noi vrem să ne exprimăm, dar eficiența stories-urilor deseori vine că noi trebuie să scriem texte. Dacă vreți la videourile voastre, titrele, știți acum video contentul este foarte popular cu titre. Noi trebuie să avem elementul de titre. Ce facem noi dacă vrem să punem la videouri titre? Iarăși, prima variantă, noi ne ducem la un media production și ei noi ne fac direct cu titre. Al doilea, noi ne ducem pe o aplicație, este următoarea aplicație pe care eu vă recomand, este Cliptomatic. Deci Big V, Cliptomatic, Cinemagraph. Vedeți, aici toate ele sunt la mine și la prima linie aproape, în care eu le folosesc destul de intens. Cliptomatic, aplicație care permite. Vedeți aici sus, noi putem alege în ce limbă noi vorbim, este și limba română, dacă vorbiți în limba rusă, ori engleză, ori japoneză, puneți limba corespunzătoare. Aveți în stânga stilul de text care vreți să vină ăsta, cum îl cheamă, titrele. Și, spre exemplu, voi vreți titre de astea, că vă gândiți la ceva, da? Sau vreți text simplu pe text sau text jos în format. Logica ați prins-o, corect? De aceea voi apăsați pe play și spuneți bună ziua, bine v-am găsit la Life, Instagram și top aplicații. Vreau să vă mulțumesc pentru participare și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că faceți stories-uri și taguiți talmazan.md. Mersi, o zi bună. O să observați că el automat va scrie ceea ce voi vorbiți, dar undeva va greși. Da? Noi suntem siguri că unele formulări, dacă o să vorbim mai repede, el o să le greșească. De aceea voi faceți click pe acest pe categoria unde scrie. Și voi vedeți fiecare cuvânt la fiecare secundă care a fost scris. Și dacă, spre exemplu, noi spunem că noi putem chiar să citim și spuneți bună ziua. Nu și spuneți bună ziua, da. DVS, spuneți bună ziua. Bine v-am găsit la live. Bine v-am găsit la live-ul. Ai, jos o scris, live, așa, live-ul, Instagram și tot aplicație, și top aplicație. Vreau, punct, spre exemplu, putem spune. Vreau V mare, repede o să redactez, sper că nu-i tare boring pentru voi să ascultați asta. Vreau să vă mulțumesc pentru participare și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că faceți stories. Ai. Așa. Vreau să vă mulțumesc pentru aplicație și vreau să faci mersi. Spre exemplu, noi am spus că asta e tătă rectificarea. Uitați-vă acum elementul de vizualizare. Dumneavoastră spuneți bună ziua, bine v-am găsit. Da? Ați înțeles logica? Noi putem să redactăm, să salvăm materialul și să încărcăm în Instagram, în Facebook, unde nouă asta ne trebuie. Acum, cum vă pare dacă asta e good sau nu good? Thumbs up, inimioare, e relevant ce discutăm noi? Olesia Mihalache, cu drag, cu drag, cu drag. Eu aștept la tine un tag în stories. și de la Viorele tot. Așa, în general, știți, este așa, vlogging-ul spune că mai important decât formatul în care voi asta spuneți, mai important decât ce voi spuneți, cum voi spuneți, este ce voi spuneți. Adică, desigur că în tot contextul ăsta e mega important contentul să fie calitativ, e mega important ca să vă focusați la valoarea pe care vreți să o transmiteți. În toată comunicarea asta în rețele de socializare, Constanța,
Constanta și frecvența stabilă este un factor bun, spre exemplu, da? Eu de câte ori n-am încercat să mă țin până când de-a a treia oară de ghe, da? A treia săptămână, în fiecare marți Instagram, în fiecare joi Facebook. Mâine, spre exemplu, noi, poimâine, pe Facebook vom face un live la ora 7 ori la ora 9, o să vedem cum pe program o să fie, despre cum setează un buspost, o publicitate buspost, pas cu pas. Adică eu să fac share screen la ecranul meu și o să setez în live un buspost pentru că o rugat în stories peste 30 de oameni vor așa tip de content. Respectiv, dacă voi vreți să comunicați în rețele de socializare, poftim câteva aplicații pe montaj foto, video, poftim niște aplicații pe diferențiere de montaj, faci niște infografice, faci niște slideshow-uri, poftim niște aplicații de îmbunătățire a contentului la nivel de comunicare, adică faceți elementul de titre care o să îmbunătățească comunicarea cu siguranță. Ionela, salut! Respectiv, aveți toate circumstanțele să reușiți să comunicați cu audiența voastră, așa cum fac și eu și sper mult că ceilalți care nu reușiți să rămână în live ocupați, ori cei care încă nu ne știu, faceți share să vadă, pentru că live o să mai fie încă un pic disponibil, aceste mici aplicații. Scrieți-ne în comentariu ce ați vrea să mai auziți, la ce oră ați vrea să fie live-urile, ce teme v-ar interesa, sau în privat. Pentru cei care au făcut share de stories, chiar vă mulțumesc. Și eu sunt aici nu doar să vă vând cursurile noastre, sunt și pentru că să vă fac share. Deci dacă nu aveți bani, timp, încredere, dorință, consumați contentul gratuit. Dacă veți fi prin ospiție la noi, cu dragul să facem și vă oferte pentru cei care sunt în live, pentru programele noastre Facebook Start, Instagram, Workbook, Mediu și departamentul de marketing. Doar scrieți-ne, am fost azi în live, vreau oferte. În rest, mersi tare mult, sper mult că a fost util, dați-mi voi un feedback aici sau în story-urile voastre și promit să revin săptămâna viitoare pe Instagram, iar apoi mâine pe Facebook cu noi informații care să vă fie și vouă de folos. Așa că sunt întrebări sau nu? Vă doresc o seară excepțională. Aveți grijă de voi și ne vedem foarte, foarte curând. Adică, poimâine. Pa, pa, o seară frumoasă!